Salutare tuturor, bine v-am regăsit. Suntem în 1 ianuarie 2020, undeva la 1 după masa. Am zis să fac un clip asemănător cumva cu ăla de anul trecut, să beau o gură de cafea cu voi, să fumez 2-3 țigări și să vă mai arăt așa cum arată curtea mea, casa, cam ce mi-aș dori eu să mai fac așa anul ăsta pe la casă, pe la curte. Clipul de anul trecut era plin de planuri, probabil că vă mai aduceți aminte. Am înșirat eu o grămadă de planuri acolo. În realitate n-am reușit să fac în 2019 nici, cred că nici 10% din tot ce mi-am propus acolo. Asta îmi demonstrează încă o dată că planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Știți că e o vorbă bătrânească. De ce nu s-a putut? Fiindcă nu s-a putut. Lipsă de timp, lipsă de sănătate, lipsă de bani. Dar mie îmi place să-mi fac planuri, chiar dacă nu pot eu să le duc la îndeplinire pe toate. E o chestie plăcută să-ți faci planuri, să te gândești, să-ți imaginezi, să-ți plănuiești așa în minte cam ce ai vrea să mai faci, știi, să te gândești seara înainte de culcare cu ochii închiși, cam ce ți-ai dorit să faci, cam ce modificări ai vrea să faci într-un anumit loc sau... Mi le fac pentru că e plăcut, îmi place, chiar dacă nu reușesc eu să fac mare parte din ce îmi plănuiesc. Ca tare am zis să mai fac un clip de genul ăsta, chiar mi-era dor de un clip de genul ăsta, așa, în care să vorbesc verzi și uscate, voi să vă faceți că mă ascultați, eu să vorbesc. Vreau să vă urez tuturor, în primul rând, un an nou mai bun decât 2019, să fiți sănătoși, asta e tot ce contează până la urmă, să aveți parte de cât mai multe realizări și să fiți fericiți, că până la urmă ăsta este scopul vieții, să fii fericit. Trebuie să cauți fericirea și sfatul meu este să căutați fericirea în lucrurile mărunte. Să nu vă gândiți că fericirea trebuie să vină din cine știe, sau că trebuie să faceți cine știe ce eforturi ca să fiți fericit. Nu. Trebuie să vă treziți dimineața, să vă bucurați că încă mai existați, că respirați, că vedeți. Ieșiți afară, faceți-vă cafea, bucurați-vă de soare, de ploaie, de ger, de frig, de căldură, de... Nu contează. Bucurați-vă de orice. Bucurați-vă de primăvara care o să vină, de căldura verii care o să vină, de culorile toamnei care o să vină și tot așa. Bucurați-vă de absolut orice. Și eu nu știu cum procedați cei care stați pe la bloc sau așa, dar eu la casă de multe ori găsesc ingredientele necesare pentru a fi fericit. E plăcut să stai la casă, ai spațiu, ai o curte, ai o activitate, te poți bucura de multe lucruri și de câte ori pot, mai ales că acum l-am și pe cel mic, încerc să-mi aduc aminte să fiu copil. Încercați să vă aduceți aminte să fiți copii, pentru că atunci era perioada cea mai magică din viață. Când eram mici, nu aveam griji, nu eram atât de stresați, nu ne interesa ce aduce ziua de mâine, ne încântau toate lucrurile astea mărunte de care am uitat să ne mai bucurăm. Acum că suntem mari, suntem stresați, suntem de unde să facem rost de bani, nu ne ajung banii, avem facturi, avem, nu știu, fel de fel de probleme și cumva am îngropat toată magia aia pe care o simțeam când eram mici și asta vă doresc eu, să vă aduceți aminte să mai fiți copii. Sunt în livadă, foarte frumos timpul astăzi, 4 grade,
Aseară erau minus 4 grade. Cred că știți și voi, anul ăsta a fost destul de ciudat. Bogat în ploi, bogat în perioade din astea de alternanță, cald, frig, nu s-a mai înțeles mai nimic. Când a fost primăvară, când a fost vară, când a venit toamna, eu nu știu când a venit toamna, m-am trezit într-o dată în decembrie. E destul de cald. E cald când nu trebuie, e frig când nu trebuie, pomii ăștia încep să simtă și ciudățenia, plantele în general o să aibă de suferit și dacă au plantele de suferit, o să avem și noi de suferit, pentru că depindem de ele să ne dea de toate, și aer, și fructe, și tot ce ne trebuie. Dar nu avem ce să facem. Asta este, s-a deranjat de tot clima și noi am deranjat-o. Să nu mai spună unii și alții că nu suntem noi de vină. Ba, noi suntem de vină, noi ne-am distrus planeta, noi suntem responsabili și de toate bolile pe care le au plantele și de absolut tot. Noi suntem responsabili, ne-am înmulțit foarte mult, ne-am înmulțit necontrolat, am început să consumăm foarte mult, nu ne mai ajung resursele, apelăm la tot felul de variante. Nici hrana nu mai e cum era odată, trebuie să, na, piața cere și trebuie să existe ceva pe raft. Resursele nu ajung la toți, așa că suntem nevoiți să folosim variante mai puțin sănătoase. Tăiem păduri, na, n-aș vrea să intru foarte adânc în tema asta, e o temă lungă, aș lungi foarte mult clipul, dar înțelegeți voi ce vreau să spun. Noi suntem responsabili de tot ce ni se întâmplă, ca să fim înțeleși. Sunt în livadă, cum vă spuneam, destul de frumos afară. De regulă făceam curat în toamna târziu, adunam toate frunzele, tăiam toate uscăturile, greblam, măturam tot. Anul ăsta nu am mai făcut, nu am mai, vedeți că e plin de frunze peste tot, nu am tăiat uscături, nu am făcut absolut nimic. Vreau să schimb ideea să fac în primăvară. Pentru că făceam toamna lună și până în primăvară, prin martie, găseam la loc. Mai erau frunze necăzute, mai le aduce vântul de prin vecini și am zis că decât să muncesc de două ori, mai bine muncesc o singură dată și o să fac curat în primăvară, așa cum trebuie. Greblat, tăiat toate uscăturile, aranjat tot absolut. Că de multe ori mă plictise și eu de aceleași operațiuni non-stop și am zis că fac o singură dată în primăvară. Cum vă spuneam, în clipul de anul trecut am înșirat eu acolo o grămadă de planuri, am reușit să fac foarte, foarte puține. Și așa că anul ăsta nu mai zic că o să fac, o să vreau să zic că îmi doresc să fac lucruri. Practic îmi doresc să fac cam aceleași lucruri pe care mi le doream și anul trecut să le fac și pe care nu le-am făcut. Casa încă nu am terminat-o. Stați să mai mi aprind o țigară. Nu mă interesează cât de lung o să fie clipul. Dacă vreți să-l vedeți, vă uitați, dacă nu, dați mai departe. Îmi doresc de pildă să mă las de țigări. Să mă las de țigările astea. Eu ceva o să bag în plămâni. Discutam și cu David zilele trecute. Mă întorc la electronica mea pe care nu prea o suport. Și încerc să mă înțeleg cu ea. Poate renunț la țigările astea din tutun. Da, am petrecut și eu sărbătorile cu ai mei. Am avut un Crăciun deosebit de frumos. Și sunt foarte bucuros de chestia asta. Mai adaug la albumul cu amintiri încă câteva amintiri foarte frumoase. Și a început noul an, acum trebuie să încep să mă gândesc foarte serios la ce am de făcut. Vă spuneam de casă. Păi am rămas la același nivel ca cel de anul trecut. Trebuie să termin și anul ăsta am ambiția să o termin pe afară. Trebuie să termin de pus bucățelele astea de gresie pe soclu, pe care
Nici acum nu le-am terminat. Nu le-am dat nici măcar cu kit. Trebuie să mă ocup de chestia asta, să termin și scările latră. Marta, n-am ce să-i fac. Am determinat tot soclul de pus cu gresie, de dat cu kit. Și aici în partea asta, acum am oftit că am optat pentru varianta asta de cărămidă. E foarte migăloasă și mică și migălos de pus și migălos de chituit și o să mă chinui destul de tare și m-am chinuit destul de tare când am pus-o și pe partea asta. Arată frumos, nu am ce să zic, dar uite acolo mi-a căzut o placă bine, am scos-o eu, că în fine. Puteam să aleg o variantă de cu formă de piatră, cu ceva, aș fi terminat mult mai repede, m-a mâncat pe mine să pun de asta. Am văzut-o cum arăta în Dedeman expusă și am zis că o să pun de asta, dar e destul de miguloasă. Acum o să termin, că n-am ce să fac la terasă. Aș vrea anul ăsta să încerc să-i fac acestui balansoar ceva separat aici în grădină undeva, un fel de pergolă să stea acolo. E destul de mare, mi-e ocupă toată terasa și ideea e să stau afară la iarbă. Și aici, dacă o să reușesc, aș vrea să iau un colțar așa din ratan, să-l pun la terasă. Zona asta de aici mă gândeam să o închid la un moment dat. Chiar dacă nu știu cum o să fac, nu o să mai pot trece încolo, spre spatele casei. Aici am rondul ăsta așa cu hortensii și dacă închid aici, nu știu cum o să ajung acolo. Dar eu când am gândit casa, am făcut câteva greșeli de proiectare, dar știi și voi cum e, când te-a pus să faci un lucru, îl faci, după aia te gândești că poate era mai bine să fi făcut altfel și tot așa. La o casă tot timpul îți vin fel de fel de idei, modificări. O să văd cum o să fac. Ideea este că sunt prea expus în curent aici la terasă și în zilele când mai suflă vântul și plouă, degeaba este acoperită, că bate ploaia până aici în jumate. Și mă gândesc cum să fac eu să fiu cumva protejat, să am un pic de protecție acolo la terasă. O să văd ce idei o să mai vină. Trebuie să termin de pus lambriu, vedeți că sageacul încă nu l-am terminat. Astea, scândurile astea, lambriu nu l-am dat nici acum cu glazură. Scara trebuie terminată, vopsită, încă nu i-am pus placa asta de aici, trebuie să iau o bucată de tablă să o pun la balcon. Vreau să găsesc o bucată de tablă din asta striată. Momentan mă chinui cu o bucată de USB care s-a udat și asta. Hai să vă arăt cum vreau să arate lambriul sus pe casă. Ca aici, în partea asta, am apucat să dau doar colțul ăsta. Și încă mai dau o mână și pe urmă o să-i dau peste tot la fel. Mai am de închis cu baghete din astea locurile, îmbinăturile. O să fie o leacă de treabă. Pe urmă trebuie să zugrăvesc pereții, să vopsesc scara, așa cum v-am spus. Aici zona asta vreau să o refac, dar eu tot vă spun de chestia asta de vreo cel puțin 2 ani de zile și of, că poate o să vină ziua în care să le termin. Gardurile la grădina asta nu le-am făcut. L-am pus ăsta din dreapta. Afară de faptul că arată urât, e veche. Nu mai e nici eficient. Intră câinii pe acolo, sunt fel de fel de găuri. Aș vrea să... Mi-aș dori, așa am promis că o să spun, că mi-aș dori să-l fac. Măcar ăla din spate, din plăci, încă mai stă în picioare, chiar dacă vreau să-l fac și pe ăla, pentru că e urât și... Ideea e să am peste tot la fel închis frumos, măcar pe ăsta din dreapta, și ăla poate să mai stea o perioadă, cât de cât își face treaba ca limită de hotar, să zic așa. Pentru grădină, alte planuri nu prea am, vara asta n-am ce să... E ok așa cum e, trebuie doar întreținută. O să vină primăvara, curățați pomii ca de obicei și alte mici
treburi de întreținere care nu necesită foarte multă ambiție. La aleea care duce spre grădina din spate, mi-ar fi plăcut măcar pe partea asta, unde este bușteanul ăsta de lemn, să fi scos florile și să mă fi dus cu iarba până în capăt. Maica nu prea e de acord, ea le-a pus, îi plac, așa că momentan o să le las așa, că nu vreau să-i facă vreo supărare. Și cam așa arată momentan. Hai să urcăm și la mansardă să vă arăt cam ce aș vrea să fac pe acolo. La mansardă e destul de dezordine. Momentan am fel de fel de scule aruncate peste tot. Da, așa arată îngrămădit, am fel de fel de lucruri. Aici e zona atelierului unde m-ați tot văzut, unde mai filmez câte ceva. Din păcate, trebuie să înghesui și eu fel de fel de cutii, de materiale, de lucruri, de tot e aici. Uitați-vă bine că așa arată acum. O să vedeți cum arată după ce fac aici ordine, pentru că vreau să mă apuc să fac prima cameră care o să vină aici, exact în locul ăsta. Să vină prima cameră. Ca atare trebuie să strâng toate resturile de aici, sculele, tot absolut, să mă organizez. Am vata, o să încep să pun vata, mi-am luat ușile, mi-am luat mare parte din materialele care îmi trebuie. Să încep să izolez și să fac această cameră. O să fac, bineînțeles, un clip, adică nu un clip, o să fie mai multe clipuri. Cum vreau să amenajez prima cameră, vreau să mă mut aici în vara asta. Și o să fie o serie de clipuri în care o să vedeți cum o să procedez. Aici la atelier, într-una din zilele astea, când o să am și un pic de chef, mă apuc să mai fac un pic de ordine, să mai strâng, să pun sculele la locul lor, aici unde erau toate. Da. Cam așa se întâmplă când lucrezi, la un moment dat nu prea mai ai chef. Dacă n-ai chef, asta se întâmplă. Dar o să vedeți că o să fac ordine și nu o să fie niciun fel de problemă. Acum, altceva nu știu ce să vă mai spun. Văd că ne-am dus la minutul 19. Poate ar fi cazul să închid și eu clipul. Mai am o singură țigară în acest pachet. O fumez și pe asta și pe urmă vă las. Am zis că beau cu voi o gură de cafea. S-a defocalizat. Bun. Filmez clipul ăsta în 4K pe telefon. Chiar sunt curios să văd cum o să se vadă. N-am mai filmat de mult în 4K. Ocupă foarte mult spațiu. Și în telefon și când îl scot din program, iar la fel îmi cam solicită calculatorul, dar o să fie în 4K, fără prea multe editări. Dacă m-am bâlbâit sau ceva, așa va rămâne, nu e niciun fel de problemă. Și dacă v-ați uitat până la minutul ăsta, vă rog să-mi lăsați în comentarii ce planuri aveți voi pentru anul 2020. Ce v-ați dori să faceți, ce idei aveți. Și hai să ne împărtășim cumva planurile. Să vedem la sfârșit de an, de Revelionul 2021, cam câte din ele am putut să facem fiecare. În concluzie, vă doresc încă o dată să aveți un an cât mai prosper, să vă realizați cât mai multe planuri. Sper să mă urmăriți în continuare. Urmează clipuri, așa cum v-am obișnuit și până acum, despre scule, unelte, construcții. O să vă mai prezint câteva din
achizițiile mele, alte scule sau accesorii pe care încă nu vi le-am prezentat și pe care le-am prin atelier, proiecte și bineînțeles tot ce o să fac pe la casă sau pe la curte, o să filmez și o să vă arăt, pentru că de asta am făcut canalul și ăsta este rostul lui. Așadar, vă salut pe toți și până la următorul video, vă doresc să aveți un an nou așa cum vi-l doriți și mult chef de treabă, mai mult chef decât am avut eu în 2019. Numai bine!